Amin. Frate, Sfinte Părinte, binecuvântat, rostel cuvântul de Scriptură. Pentru speciul din Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, iubiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Prea Sfinția voastră, iubiți și Sfinții Părinți, iubiți credincioși și credincioase, iată noi, toți oamenii din această lume, ne-am născut cu păcatul strămoșesc, și fiindcă ne naștem în păcate, purtăm această povară a păcatului. Păcatul este cea mai grea povară care apasă asupra sufletelor omenești. Este cea mai grea povară care apasă asupra ființe noastre, luminoase, mărețe și smerite în același timp. Ființe noastre create de Dumnezeu, atât de frumos, cu acest amestec de smerenie și măreție. Și păcatul este cel care ne face să nu vedem fața lui Dumnezeu, să nu vedem lumina lui încă de aici de pe pământ, să nu vedem slava lui, să nu vedem cum îi cântă îngerii în ceruri și îl laudă coruri și coruri și cete și cete. Să nu vedem pe sfinți care laudă fiecare în ceata lui, să nu vedem pe Maica Domnului slăvită de heruvim și de serafim. Să nu vedem toate aceste frumuseți cerești. Toate acestea sunt datorită păcatului. Păcatul este cel care a pus această perdea de împuderic, această perdea a materiei între Dumnezeu și om. Și omul care până atunci îl vedea pe Dumnezeu față către față, până a păcătui și vorbea cu el, vorbea cu îngerii, ca și cu niște frați mai mari. Să bucura cum îngerii îl ascultă pe Dumnezeu și cum îngerii îl slăvesc pe Dumnezeu. Și din această bucurie, după ce am păcătuit, neascultând de Dumnezeu, călcând porunca, s-a văzut gol și gol, observând că e gol, a fugit să se ascundă. Și spune în Sfânta Scriptură că în boarea serii, în răcoarea serii, glasul lui Dumnezeu a venit spre Adam și l-a întrebat, Adam, de unde ești? Deci glasul, nu Dumnezeu, nu l-a mai văzut pe Dumnezeu, ci doar i-a auzit glasul. Și glasul lui Dumnezeu, iată, a făcut ca doar glasul lui să-l mai auzim, să-l audă unii sfinți, profeți de-a lungul istoriei, și glasul să rămână oarecum punctea de legătură între noi și Dumnezeu, cuvântul. Noi ne rugăm lui Dumnezeu, strigăm, facem slujbe, Doamne, au rugăciunea mea. Ascultă cerea mea. Și atâta glăsuim lui Dumnezeu, dar nu-L vedem față câte față. Nu mai avem bucuria aceasta de a-L comunica față câte față, de a-L vedea. Văzându-L, poate ni s-ar trebui cuvinte. Când doi oameni care se înțeleg bine, se înțeleg din simțiri, din priviri. Nu-i nevoie de glasuri. De aceea și zic, Sfinții Părinți, că în veac viitor nu va mai fi limba aceasta sonoră, ci doar transmiterea de informații. Limba veacului viitor va fi tăcerea. Și în tăcere, la nivel de inimă, de gând, o transmite informații unul altuia și lui Dumnezeu. Ei, această stare a păcatului ne face să nu putem iubi cum am vrea. Noi am vrea, fiecare am vrea să iubim. Am vrea să iubim pe toți oamenii. E pus în firea omului aceasta. Să iubim pe toți, să îi îmbrățișăm pe toți cum îi îmbrățișează lumina soarelui. Ce fericit am fi! Dacă i-am iubit pe toți cum soarele îmbrățișează cu lumină și cu aer tot pământul, ce fericit am fi! Să iubesc, să fii iubit, să fii fericit. Dar mai mult, dacă noi am avea iubirea și n-am avea păcatul noi, chiar dacă atunci când noi ne revărsăm iubirea peste ceilalți, jumătate ne răspund la iubire. Un sfert sunt indiferenți, alt sfert răspund împotriva iubirii noastre. Noi toți fericit am fi. Așa cum soarele stă deasupra și dă lumină, poate mulți îl laudă, îl binecuvintează, alții sunt indiferenți, alții îl înjură. Și el la fel de luminos și de fericit rămâne. Așa fi și noi. Dacă n-ar fi păcatul, am avea răbdare în viața de zi cu zi. Am avea răbdare la serviciu, am avea răbdare pe stradă, la volan, am avea peste tot. Dacă n-ar fi păcatul, ar fi rar pe pământ. Deci, numai puțin încercat să trăiți în afara păcatului, să ieșiți din păcat, că păcatul e ca și o cochilie care ne închide și ne tiranizează.
ne obligă să trăim după principiile Lui. Adică, care sunt principiile păcatului? O rațiune căzută, demonică, adică îngerul cel rău, El varsă în inima noastră o travă Lui, înțelegerile Lui greșite și noi le avem ca și marțiale noastre. La un moment dat, omul zice, așa zic eu, nu mă pot răda să nu răspund rău celui care mă provoacă. Dar, în realitate, nu El, că e un Duh care s-a unit cu El, un Duh rău, din Duhul acelea rele, multe sunt în noi. De aceea zice Domnul că a scos din casă 7 duhuri, cele 7 păcate capitale, dar pe lângă El, fiecare avea câteva zile de ucenici, poate 10, fiecare, 20 de ucenici. Și zice, dar dacă nu ești atent, din altele, de 7 ori câte 7, ceea ce înseamnă 490, iată câte duhuri sunt, că nenumărate duhurile. Și fiecare duh, Duhul care ne face să nu fim iubitori, Duhul care ne face să nu fie răbdători, Duhul care ne face să nu fim atenți la slujbă, să nu ne rugăm. Toate acestea sunt niște duhuri care s-au sănătuit într-un noi, să comportă noi de parcă am fi noi înșine. Ei, toată aceasta, să știți, este lucrarea păcatului. Și meditația mea din această seară, după o zi de spovedanie, pe care tot ascultă toată ziua din astăzi până seara, despre păcate, ne-a venit gând. I-am spus prea Sfințitului, hai să vorbesc astăzi o meditație despre cum putem scăpa de păcat. Cel mai important lucru este să scăpăm de păcat. Dacă păcat ne tiranizează, ne face nefericit, ne face tot ce e rău în lumea aceasta, vine din păcat. Boala, suferința, moartea, războiul, toate vin din păcat. Dacă e așa, deci dacă toate vin din păcat, hai să vedem cum putem scăpa de păcat. Zice Psalmistul David prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vorbește în inima și în gura Psalmistului David. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Tu, omule, ești păcătos. Te-ai născut în păcate și nu poți trăi o secundă fără de păcat. Nu poți prin firea ta. Așa-i firea ta. Dar Domnul te-a făcut din bunătate. Domnul te-a făcut din dragoste și El te grijește cu dragoste toate zilele vieții tale și te grijește până te duce în veșnicia fericită, dacă l-asculți, măcar cât de cât. Și atunci, Domnul care iubire și care e bun, înseamnă că El are soluții și pentru noi, oamenii păcătoși, pentru oamenii căzuți. Și care e această soluție? Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că îmi iau este bine. Mărturisirea. Eu am făcut doi pași și sunt în mine o tulburare, o răutate. Dacă cineva m-ar provoca, nu i-aș putea răspunde răului cu bine, cum zice Evanghelia. Înseamnă că port în mine păcatul, păcatul viu. Și atunci, dacă eu observ lucrul acesta, fac un pas, fac doi, trei, păi la un treilea pas, zic să mă mărturisesc. Zic, Doamne, miluiește-mă! Doamne, scapă-mă de acest păcat! Scapă-mă de această povară care mă face! Scapă-mă să fiu liber și să pot iubi cu iubirea ta, așa cum iubești tu. Scapă-mă! Mărturisește-te Domnului, mărturisește-te Domnul că este bun, în viață că este mila Lui. Și imediat ce te mărturisești, scăpi de povara păcatului și să lăsești în tine Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu poate. Eu nu pot iubi pe cei care îmi fac rău. Nu pot avea răbdare când 10 clansonează lângă mine. Mă tulbură la cap. Dar Dumnezeu poate. Dumnezeu nu clansonează în mijloc. Și Duhul Sfânt poate. Eu mă mărturisesc. Doamne, eu nu pot. Fac eu ceea ce nu pot eu. Mărturisiți-vă, Doamne, că este bun. Nu căutați să vă îndreptățiți. Vedeți? Care e păcatul și care e rezultatul păcatului în aceasta? Îndreptățirea păcatului. Și aceasta face rău în lume. Face din oameni demoni. Face din oameni idoli. De niște care se verifică. Toți sunt vinovați din trafic, numai eu nu. Tot. Ăla merge pe lept, de celălalt merge pe încerc, celălalt n-a respectat semnul, celălalt... Nu e niciunul de vină, să știți. Numai tu ești de vină. Deci, dacă vrei să îndrepți lumea aceasta, o să vezi că poți îndrepta îndreptând un singur om. Îndreaptă-te pe tine.
Și îndreptându-te pe tine, mărturisim, da, dar eu de vină. O să vezi că imediat eu de vină și te liniștești, bă, poți să dai seama că mă uiți și celălalt, dar de fapt poștă și las să meargă mai repede dacă eu vreau să meargă. O să și stau, practic, în secundă până trece celălalt. Și o să vedeți cât de frumoasă e viața cu Dumnezeu. Tot timpul mărturisindu-te și renunțând la tine însuți, la eu tău. Le spuneam eu acum 12, când am fost care 12 ani, aveam profet, mâințe conduce, fii atent, fiți atent. Eu sunt preot, eu sunt om. Eu merg cu maștere cădeani sau prin biserică, orice club, oricine merg, în țară, în străinătate. Cu mine așa se merge. Eu dacă puteți să mă opresc la un bolnav. Nu, conduce cu Duhul lui Dumnezeu. Nu mă interesat pe mine cum a ajuns atât, dar ziceam cu jumătate ori mai repede sau mai târziu. Ci să merg cu Duhul lui Dumnezeu. Așa cum mă duc cădim să cânt rugăciuni sau de umilință sau de binecuvântare, tot așa să merg oricine și orice aș face. Deci lucrul acesta, mă întrebuiesc, de ce sunt eu angură de aur? Și hai să vedeți ce frumoasă e spovedania. Și ce bună e spovedania de fiecare clipă și dacă poți, dacă nu măcar o dată pe zi, seara, spovedește lui Dumnezeu, odată să o să spovedește și la Dumnezeu, ca să ieși dezlegare prin har, prin preotul lui. Și ce sunt eu angură de aur? Zice, Cain l-a omorât pe fratele lui. Din invidie, din răutate. Dați-i, pentru că Cain, adică Abel, era crescător de animale și ducea și Dumnezeu cei mai bun, cei mai frumos, cel mai frumos din el, cel mai frumos din el. Și Cain ducea roade din grâu, din ce adună el, ca și agricultor. Dar nu dă de cei mai bun. De multe ori, noi dăm milostenie, o dăm la orice Hristos care ne cercetează printr-un sarmat, este Hristos. Noi îi dăm ce nu ne trebuie nouă, de multe ori. Dă-i ce-i mai bun. Dă-i lui Hristos. Lui Hristos, dacă e chiar Hristos în persoana săracă care vine la tine. Dă-i ce-i mai bun, ce-ai mai bun mai frumos. Abel a făcut așa. Ei, făcând așa, l-a urât, l-a invidiat, l-a gelozit. Și și-a pus în gând să-l omoare. Și când l-a omorât, când ducea jertfă lui Dumnezeu, când s-a rugat, când zicea, nu știu, când se roagă, el stă în genunchi, cu fundată rugăciune. Nu se împotrivește, nu face niciun rău. Vedeți? Cum lucrează un Duh rău? Duhul din cel rău. Vedeți de ce Duh te lasă prin el? Cum l-a omorât și pe Domnul Hristos? Când se rugă, zicea, părinte, că nu știu ceva. Deci, în stare de rugăciune. Așa l-a omorât ca Incabel. Și după ce l-a omorât, s-a pus și de treabă. Și a venit Dumnezeu și a zis, ce ai făcut cu fratele tău? Și el, obraznicul, a zis lui Dumnezeu, și eu sunt păzitorul fratelui meu și mă întreb pe mine. Vedeți? Obraznicul. Că dacă zicea, da, am avut o clipă de invidie, de ură, de răutate, de prostie, și l-a omorât. L-a omorât când se ruga, când să se ruga ție, când să fie frumos în genunchi. Și s-a ducea jertfa inimii lui ție, jertfa cea curată, acum l-am omorât. Dar, vedeți, tot ce e de la diavolul e rău, tu pe ești obraznic. Și după aceea, diavolul spune binele lui rău și neagă orice bine îl face ca și cel mai mare rău. Vedeți? Cât de vitrează. De ce trebuie să nu-i dai curs diavolului și să te mărturisești în fiecare minut și în fiecare secundă? Și Dumnezeu îi spune mai departe, sângele fratelui tău strigă din pământ către mine. Ce ai făcut? Și atunci el dintr-o dată își dă seama că dacă pământul strigă păcatul tău, cerul strigă păcatul tău, pentru că nu te poți, cerul vede tot, cerul lui Dumnezeu. Tu atunci unde mai scapi de păcatul tău pe care nu-l mărturisești? Ce crezi că este ceva să nu știe, ce gândești tu sau ce fac? Tu știi și cerul și pământul. Și atunci tu ce faci dacă nu te mărturisești? El, Cain, nici atunci nu s-a mărturisit, zic că da, iartă-mă, Doamne. Și a zis, acum, e greu, eu n-am nevoie să fug pe pământ, pentru că dacă mă descoper acum, cerul știe păcatul meu. Sunt miliarde de miliarde dintre un cer. Eu unde să mă ascund ei? Pe pământ toată lumea știe păcatul meu, că glasul pământului îmi desconspiră păcatul, mi-l strigă. Vă zic, eu unde? Zice, voi fi ca o privea pe pământ, voi fugi din loc în loc, fug ca o fiară hâituită și unde voi scăpa? Deci acum oricine mă va prinde, mă omorâ. Pentru că votul
se teme tot timpul că va fi prins, ucigatul se teme tot timpul că va fi omorât. Și Dumnezeu îi zice, nu, nu, ca să te duc la pocăință, zic eu, ca să te duc la pocăință, pun un semn pe tine, nimeni să nu se atingă de tine, nici om, nici animal. Ca tu să ai timp să te pocăiești, nu știu, în 10 ani, în 20, în 30, în 100, în 300, mai trebuie câteva sute de ani. Îți pun semn, nimeni să nu te atingă de tine, ca și tu să te pocăiești. Iată. Dar Cain nu se pocăiește. Merge din loc în loc și aleargă, era ca o fiară, fugeam în tufișuri. Deci se pare că toată lumea ajunge după el. Să nu fugea nimeni. Da, da. Și așa sfârșește și îl omoară cu un strănel podea lui, mai rău ca el, care e primul din lume, care a luat două femei. Până atunci s-a păstrat în grafii fiecare bărbat care femeia lui. Și acela a luat două femei și acela l-a omorât pe un, pe salvat, pe deacolo, mai mare decât strămoșul lui Cain. Ei, iată, așa face Cain. Să știți că 99% așa facem și noi. Tot timpul căutăm să ne îndreptățim. Nu căutăm să ne mărturisim. Că în momentul în care te mărturisești, te eliberezi. Dacă zic, da, Doamne, greșit. Să nu îți omori el pe fratele său. Și să-l fi omorât o fiară sălbatică. Și să-i zis, Dumnezeu, pune fratele tău. El să fi plâns, să fi zis, iartă-mă, Doamne, că atâta sunt ticălos, nu l-am grijit pe fratele meu iubit și a tot fiară l-a omorât. Așa gândesc pe un om cu Dumnezeu. Iată, eu sunt chiar păzitorul fratelui meu. Chiar trebuia să fiu păzitorul fratelui meu. Să-l păzesc, să nu mă moare cineva. Că e fratele meu iubit. N-a fost așa. Ei, încet, încet să știți, Dumnezeu a căutat oameni care să ajungă să facă așa cum ar trebui să facă Cain. Și, sigur, s-a născut după aceea Set, Enoch, altfel. Și oameni care au chemat numele lui Dumnezeu. Acum, Sfântul Ioan Gură de Alb dă un alt exemplu. Și îl dă pe prorocul David. Prorocul David a fost un mare om al lui Dumnezeu. Rar sunt în istorie. E străbunicul Domnului Hristos. Deci, atâta de dăruit de Dumnezeu. El a compus salmi. Nu sunt poezii, mai înalte tot literatură în stală, ca și psalmi, nu sunt mai bogate, nici în conținut poetic, nici spiritual, nici să orice stări. Un mare spins, mare învățat, mare exeget, scriitor, că David a fost cel mai dăruit om de Dumnezeu care a fost dat pe pământ. Un Solomon a fost cel mai înțelept. Ei, David, acum era împărat. Să primise și el. Vă închipuiți ca și împărat, cum duceau tare. Dar el de multe ori, deși era împărat, spune, m-am îmbrăcat cu un sac și cenușă, dormea pe jos, să ruga tot timpul, făcea voia lui Dumnezeu. Eu căuta să facă voia lui Dumnezeu 100%. Deși era împărat. De copil a făcut voia lui Dumnezeu. De copil, de când era. Și așa, atât de mult era Dumnezeu el, că era copil de 12-13 ani, să lupta cu lei și cu tigri și din lui el. Așa har a venit la Dumnezeu. Că spune că se juca cu lei ca și cu miei. Vă închipuit ce har era Dumnezeu. Ei, acum era împărat și el, ca împărat, au câteva soții, cum era atunci că era oligamia, și spune că în total avea 800 de concubine. 800. Ei, de ce? Era și o gândire rațională. El era omul lui Dumnezeu. Păi de una frumoasă, cu minte, adică să-și bată un joc de el. O iau acolo, acum de-a mea. Poate, acum, Dumnezeu știe, erau 800, vă dați seama. Dar le ținea acolo, legățări, erau obișnite, vă dați seama, erau concubinile împărate. Ei, la un moment dat, vede și el pe o femeie foarte, foarte frumoasă, soția generalului Urie, o vede scăldându-se, de acolo aparatului, o vede scăldându-se. Dar are de lucru și aceea, se scaldă cu acomiată. Ei, o vede, sigur, ca bărbat, se trezește, dorința în el, foca. Și ajunge până la urmă la ea, păcătuiește cu ea. Dar acum, vedeți, că nu-i de ajuns că a păcătuit cu ea. După aceea, pofta la atât, a fost că a vrut să o aibă el de tot și l-a trimis pe soțul ei în luptă, în linia întâi, să moară. Și a murit. Și a luat cu ea până la urmă. Și ea e mama lui Solomon. E, că Dumnezeu a lucrat. Că Dumnezeu întoarce rău spre bine. Dar ce se întâmplă atunci? Când el păcătuiește, vine la el și o rog cu Natan. Și îi zice prorocul Natan,
Nu zice direct, era rege, mă, dar asta nu pot să-i zic la un rege, la stăpânul lumii, așa să-l iei ca și pe un nimeni, ca și pe un om de nimic, să-i spui, băi, ce ai făcut? Ai păcătuit, nu știu, ieși prorocul, știa, puteți să-i spună și asta. Și îi spune o pildă. Zice, era un om foarte bogat în localitate, avea mii de oi, mii, o gândire nesfârșită. Și a venit un străin la el. Fiți atent la cuvântul acesta, străin, fiți atent. Și încercați să-i bătângiți în inimile dumneavoastră și în mințile și în sufletele. Ce înseamnă cuvântul străin? A venit un străin la el. Zice, venind străinul, n-a luat oaie din turmele lui, erau sute, ci s-a dus la un sărac care avea o singură oiță. Era o crescuse cu lapte în casa lui, o hrănea cu mâna lui, o culca la sânul lui. Zice, s-a dus și a luat-o pe ea și pe ea a jertfit-o străinului. Și a dat-o străinului. Dar s-a prins de mânie. El era omul dreptății, era omul lui Dumnezeu, nu gătea nicio dreptate în împărăția lui. Totul trebuie să fie în sfințenie și în adevăr. S-a prins și a zis, cine e acela? Vrenic este să moară. Să moară în clipa aceasta. Și atunci, prorocul s-a luminat la pată zâmbi și a zis, stai, tu ești la rege. Deci când i-a spus în forma aceasta, că imediat s-a luminat, s-a dat seama imediat, că era luminat de Dumnezeu. Deci el s-a fi rugat, a păcătuit într-un moment, ca un sub impuls, dar s-a păcăit. Și când imediat, cum s-a dat seama, s-a întors în Duhul lui, în adâncul lui, și da, am păcătuit înaintea Domnului. Și prorocul i-a zis, și Domnul a ridicat păcatul tău. Și l-a ridicat cu adevăr, primul copil care a rămas întâlcinat atunci pe Seba, s-a născut mort, l-a plâns David, a jebit. El gelea și cu dușmana lui trei zile și trei locuri în cap. Și se punea cenușă pe el și spunea că dormea pe jos. Când i-a murit fiul Abesalom, care i-a luat soțiile lui, a lui taică, a plâns 7 zile, 7 nopți. Și când i-a murit copilul acesta, mult a plâns. A fost, i s-a rugat săptămâni întregi, nu ca nimic, să rugat. Dar David deci avea această credință. Și zice, această credință, de la făcut că i-a ridicat păcatul și de strâu și clima. Acum, cine e străinul? De că tot se fac. Deci, vine un străin. Străinul a fost Duhul cel rău, Duhul Satanei, care l-a cercetat. Și el l-a cercetat Duhul Satanei cu poftă, ziua în amiază mare. Păi da, n-avea 100 de femei. Acum l-a spus. De ce nu s-a dus în turma lui? Ce trebuie să caute la femeia generală? Să... Dar vedeți ce înseamnă? Așa e Satana, așa face cu noi. Ei, dar pentru că s-a căit, el, iată, s-a mântuit. Deci, iată care e soluția, întotdeauna. Imediat, la fracțiune de secundă, să-ți dai seama, da, am greșit, eu am greșit și nimeni altul a greșit. Și Domnul a ridicat păcatul tău. Sunt doi acuzatori în fața lui Dumnezeu. Noi păcătuim în fața lui Dumnezeu, nici sfârșit. Păcătuim înaintea lui Dumnezeu, lungul pământului, cât latul pământului, cât înălțimea cerului, mai mult decât nisipul mării păcătuim înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu stă liniștit și nu ne osândește. Stă și așteaptă zeci de ani, sute de ani, mii de ani. Nu ne osândește. Nu stă soarele deasupra, cum vă spun, nu ne potopește. Jumătate de va înjură soarele. Dar soarele nu se supără. Și tot așa de lumină, că fără el n-ar fi viață. Așa este Dumnezeu. Dar există, cum am spus, doi osânditori mai sufletul omenesc. Primul este diavolul. Deci diavolul te îndeamnă să păcătuiești, diavolul este primul care te osândește. Acum, în ce constă mântuirea, salvarea noastră de păcat? În știința aceasta și în iuțimea aceasta de gând, în iuțimea aceasta de suflet, în trezvie, așa e numită duhovnicește, trezvie aceasta. Cât poți, dacă ești treaz, nu păcătuiești, nu te înșală deavolul, nu te lași prostit. De câte ori te face deavolul să păcătuiești, să poftești, să judești pe cineva, să faci, nu te lăsa, nu te lăsa. Fii mai treaz pe el, răspunde-i cu bine, întotdeauna schimbă rău în bine. Deci noi, dragii mei, toată viața trebuie să o spiritualizăm. Toată viața, sigur că e important să te înfrânești, să nu păcătuiești, să nu greșești. Ai greșit, te căiești.
Imediat cum te-ai, ai greșit, te crezi, Doamne, acum și trei copii. Dar cât poți spiritualizează viața, gândește duhovnicește, învățați-vă să gândiți duhovnicește. Vorbim astăzi cu o doamnă profesoară de matematică și i-a spus, cum spiritualizați matematica? Zic, uite, să vedeți ce frumos ai putea preda lecții de matematică spiritualizate. Tot ce este pe pământ, fizica, chimia, tot istoria, eu materiile teologice, tot ce am învățat noi, 11 materii, am încercat tot ce am învățat să le spiritualizez, să le văd, să le înțeleg în mod spiritual. Istoria, studiul Vechiul Testament, Noul Testament, emeneutica Bibliei, tot ce. Și am zis, la matematică, cum spiritualizat putem? Și am spus, ia uitați, doamna profesoară, spuneți așa, când învățați pe copii, care de diferite grupe, dar la mulțime, 5 ori 5 îngeri, fac 25 de îngeri. Ia uitați, vedeți la adunare, 25 de îngeri slăvesc pe Dumnezeu, am 25 de îngeri, laudă pe Dumnezeu. Ia adunați, vedeți, 50 de îngeri, mulțumesc pe Dumnezeu. Și în tot ce fați, legați lucrul vostru de cer. Legați, nu faceți nimic pe pământ. Eu fac un pas, ca un demers, unde am demers. Eu zic, fac un pas spre tine, Doamne. Fă-i tu aia la 99. Tot timpul. Gândiți-vă cum zicește. Mergi la serviciu. Eu nu oamenii întâlnesc. Niciodată, îngeri, din când în când, mă snora. Zic, de aici până la viață am văzut 100 de îngeri. Sau 100 de Hristoși, îmi place că fiecare om e un templu al Duhului Sfânt, cu palata pe Sfinte Vei. Și atâta de fericit că am văzut 100 de Hristoși, cu o oră nu mai pot sta de fericire. Gândiți așa, mă duc la serviciu. Eu am 5 îngeri în birou. Unul cu îngerul răbdării, restul. Altul îngerul plăcirii, altul îngerul înțelepciunii, știe bun. De fiecare și folosiți-vă de ei. Faceți-i mă în minte așa. Da, aici au 100 de îngeri. Fiecare cum să lucrez. Pentru că dacă nu ne spiritualizăm mintea și nu spiritualizăm lumea din jurul nostru, am trăit degeaba. Am trăit, trăit degeaba pe pământ. Am spucit degeaba și am tot să duce pe la ușa mormântului. Degeaba, vă spun. Spiritualizează. Acum cerul pe pământ. Trăiește ca în cer și o să vezi că vine cerul de pe pământ și tu luna te mulți în cer. Și când ești interesat, dar uite îngerește care am iubit-o pe pământ, oare însă acolo încerc să iubesc acolo? Și așa, ce să vezi ce viața cât de frumoasă și de dulce. În mănăstire, dragi, ne invest aceste lucruri. Și de dulce, nu oamenilor slujesc, ci îngerilor. Și s-a atâția care au dus cel mai grele ascultări, să știți că mănăstiri sunt ascultări grele, aproape ca la o ognă, ca în mănăstiri, chiar și la pușcărie. Lucruri imposibile, să știți. Pentru că acolo faci de bună voie. Dar poți, doar de oră, două pe noapte, slujești la sute, la mii de oameni. Dar când te gândești că faci lui Dumnezeu și îngerilor, să vedeți numai cât har poți să primești. Și lucrul acesta trebuie căutat, dragii mei. Pe exemplu, mergi pe Duh. Niciodată, dragii mei, nu trăiți lumește viața dumneavoastră. Ești din biserică. Păi nu te duce cu imediat vorbești cu lumea, vedeți cu lumea. Și încearcă să spiritualizezi viața. Mă duc cu autobuz. Pe autobuz, nu știu ce muzică pune. Eu îmi pun versurile mele. Acum am încercat să mergi prima dată în mănăstire, acum 28 de ani, acum 29 de ani, și din Ghela până în Biacra Neamț, în Târgu Neamț, am pus muzică de asta, am părut din astea, eu n-am auzit în viața mea manel, sau nu știu, dar știu că bătea acolo, sau ducea ce mărit. Și eu ziceam, uite ce fierbit te laudă ăștia pe Dumnezeu. Așa îmi duceam. Și mi-am pus toate versurile care le-am știut eu din sali, din Scriptură și pe ritmul lor, lăudam și eu pe Dumnezeu că puteam. Mă dat pe mine. Și să vezi cum m-am dus după 5-6 ore de rugăciune am adus. Deci faceți orice faceți, spiritualizați lumea. Îl gândesc pe cineva că ce fierbinte face el nu știu ce. Și el e fierbinte pentru politică, nu știu ce e fierbinte. Și eu zic, ce fierbinte laudă pe Domnul omul ăsta. I-am zis, m-am dus cu domnul primar, nu știu de acum o mănăstire, și zic, care-i partidul dumneavoastră? A, zice, pene, asta, Partidul Libertății lui Dumnezeu. A, zice, dar la partid care? PSD. Zic, ăla e Partidul Slujirii lui Dumnezeu. Ce tu? Deci tot nu este ceva care să nu fie spiritual. Tot ce pot fi pe Dumnezeu. Și poți trăi raiul pe Domnul, dragii mei. Așa trebuie să faci. Ei, David, să știți, a învățat după aceea. A învățat să facă așa. Deci el a păcătuit.
S-a greșit și el. Dar s-a întors după aceea și s-a îndreptat și pocăința, dragii mei, ea zice, trebuie să fie toată viața. Toată viața, pentru că dacă noi ne pocăim, cum nu? Cum nu ne pocăim? Deci cum nu ne rugăm fierbinte lui Dumnezeu? Nu? Păcătuim iară. Nu știu ce facem ca să nu mai păcătuim. Păi trebuie să fim într-o stare de pocăință necetată. Pocăința asta necetată e în două feluri. Una e să mergi să te rogi necetat, să stai să te plângi. Te închizi dacă într-o cameră, stai și plângi necetat. Și dacă plângi necetat, mai poți păcătui. Când plângi nu păcătuie. Dar poți și să te bucuri necetat. Și acum pe te vii două exemple. Doi frați au căzut în același păcat. Și le-a dat duhovnic. Și le-a zis, tu du-te 7 zile, tai o peșteră și plânge. Și celălalt s-a dat în altă peșteră. Și celălalt a zis, băi, ce să plâng? Eu stau 7 zile și îl slăbesc pe Dumnezeu că m-a iertat. Eu trebuie să-ți iasă sigura care a zis iată. Că el îi mărturisit, vă dau pe peste bun, pe care se mi-a mai încerc, iată. Eu nu stau să mai mă plâng, nu știu, 7 zile. Și atunci, și tot timpul îi mulțumesc și laud. Și zice, când s-au întors, celălalt era uscat, e post, e plâns. Și ăsta alt era înflorit ca o floare în luna mai. Și a zis, ia uite, ce și cum v-ați pocăit? Și eu m-am pocăit slăvit pe Dumnezeu. Ne, dragii mei, deci iată că putem în orice clipă, dar nu faceți nimic să n-aibă legătură cu Dumnezeu. Am spus. Și tu faci un logaritm la matematică. Și voi fac orice, leagă de Dumnezeu, caute un înțeles spiritual. În tot ce fac, vă spun, în orice, nu-i timpul să vă explic eu în fiecare domeniu acum, din cât știu eu lumește știință lumească, din cât. Dar în asta, în asta, în asta teologică, asta că eu mi-am rezolvat problemele. Adică am căutat să am înțelesul spirituale în toate științele teologice, ca să le tratez spiritual. Spiritual, nu le sunt doar ca știință. Și căutat în toate s-a dat. Și atunci, o să vedeți că viața aceasta, deci, poate fi fericită și frumoasă și putem scăpa de păcat. Și păcat. Deci, putem scăpa de păcat, trăim în interiorul lui Dumnezeu. Eu cresc în interiorul luminii. Dumnezeu. Eu dacă cresc în interiorul luminii, nu este puneat. Pensam că nu te s-a mult în gând negativ în ce lume era. Și toate gândurile trebuie să fie un sens pozitiv. Eu tot timpul trebuie să cultiv gânduri care slăbesc și binecuvântează pe Dumnezeu. Am murit cineva din familie. Binecuvântează pe Dumnezeu, că s-a luat pe postul. Și apoi și uite că după obicea și nu știu. Nu vine sentimentalul înaintea, mă pus și biserică, total pe dos, total pe dos. Plângem și jertim. Cum mai era în primul veac, era o bucurie, fie drăvat, mor, fie cea mai mare fericire. Că sunt ducea la Dumnezeu. S-a murit cineva drag. Am sfârșit, mai și o ființă dragă care se trage la Dumnezeu. Deci sunt brațe de Dumnezeu. Mor copii de 4-5 ani, am uitat cu 20 de ani ceva să spui la mine. Copilul pe cel a botezat, mă rog, unde o 2 de ani s-a bătut așa. S-a dus acolo și am zis, uite, l-a luat Dumnezeu brațele lui, pentru că nu ai știut să îngrijești, nu știi să crești pentru el. Că era un om de afaceri și i-a făcut să-i firmă la copil la 2 ani. Să facă. Și așa, oameni, îi vedeți mă acum pe. Și am zis, uite, l-a luat Dumnezeu acolo în brațele lui și acum tu nu, nu vrei să privești la Dumnezeu. Da, pot, eu te spun eu. Dar, iată, acum privește la copilul tău, Andrei, în brațele lui Dumnezeu. Tu vrând, vrând, privi la Andrei, o să privești la Dumnezeu. Și iată, vedeți, cum că Dumnezeu. Și cum trebuie înțelese lucrurile. Căutați să te merge toate lucrurile cu ce. Mă opresc aici, pentru că oriunde s-ar putea spune, dar căutați aici, mărturisiți-vă Domnul că este bun, căutați căile pocăinței, calea smereniei, calea milostenie, dragii mei, dacă ești credincios, mă o secundă, ai văzut? Și vrei să te rogi, să fii cu Dumnezeu, să știți că nu poți, dacă nu-ți faci un sistem de milostenie, zilnic să dai ceva milostenie, măcar 10% din venitul tău, ai un direct, dai să-ți le comand. Sau mai mult, doi că știi mai mult. Pentru că dacă nu-ți faci lucrul ăsta, nu-ți ai rugăciune cu el, niciodată nu să-l poți fi fal. Cultivă smerenia, de pătare știe. Cine e ce vrei cu cel mai rost? Dintre care cealaltă sunt eu. Asta zice Sfântul Pavel. Zice, adică tot timpul căutam lucrul ăsta, smerita cercetare, de imprimare de sine. Zice, mai de mult oamenii duhovcești plăteau oameni să-i înjure, ca să bea înjurătura ca dulceața,
să se îndreptă, să trăiască duhovnicește. Căutați, dumneavoastră, dragii mei, căutați să nu venim degeaba la biserică, doar cu lucruri exterioare, ne-am făcut treaba, ne ducem înapoi și nu ne transformăm de loc de lucru. Că transformarea asta lăutrică pornește și la minte, se face cu mintea, cu Duhul și asta trebuie să se facă în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să primească.